toate fricile noastre cam prin asta se traduc. Nu sunt un părinte destul de bun. Și despre asta o să ne povestească Mirela Horumba, psiholog și psihoterapeut, psihoterapie experiențială. Mirela, ai microfonul și lămurește-ne cu frica asta că nu suntem destul de buni, că pe mine mă termină. Am înțeles. În primul rând, bună seara și vreau să vă spun că sunt impresionată de faptul că în această seară, din puținul timp pe care îl avem la dispoziție, dumneavoastră vă aflați aici tocmai pentru a vedea cum putem să facem lucrurile mai bune. Cum putem să fim părinți buni? Din perspectiva mea, fiecare dintre noi este un părinte bun, cu informația pe care o are până în acest moment. Fiecare dintre noi facem tot ce putem mai bine. Fiecare dintre noi facem tot ce putem ca să le fie mai bine copiilor noștri. Poate că un surplus de informație, pentru că asta mi-am propus în această seară, să plecăm de aici mai buni un pic, sau poate nu neapărat mai bun este cuvântul, că iarăși cădem în paradigma etichetelor, ci un pic mai informați. Dacă suntem un pic mai informați, cu siguranță vom face lucrurile un pic mai bine și automat copiii noștri vor beneficia, iar această frică de care vorbea Ioana că nu suntem părinți suficient de buni, se va micșora. Deci, teama de a nu fi un părinte bun, să știți că este firească. Dacă rămâne la un anumit prag. Pentru că cu ce ne ajută această teamă de a nu fi suficient de buni? Ne ajută să devenim mai buni, să ne informăm. Suntem generația părinților schimbării. Ne place, nu ne place, asta trăim. Și după cum știm, singura constantă în univers este schimbarea. Este drept că până acum nu existau, eu știu, informații sau nu existau atât de evident, pentru că în domeniul psihologiei existau informațiile astea dintotdeauna. Dar faptul că părinții au început să devină un pic mai atenți, un pic mai conștienți, să vadă cum putem să facem lucrurile în beneficiul nostru, eu zic că este un pas înainte pentru a face lucrurile diferit. Deci, teama asta e normală, firească. Important este să nu atingă intensități prea mari. Și este important ca să devenim părinți mai buni, în primul rând, să știm ce presupune, pe lângă a ne iubi copiii, această activitate a noastră. Pentru că, practic, este o relație, o interacțiune pe care o avem o perioadă de timp cu copiii noștri. Să știți un lucru, copilăria durează 10 ani. Mai avem 3 ani de pubertate unde mai recalibrăm cea mai, să zicem, ratat în prima fază. Avem perioada de adolescență unde mai consolidăm ce ne-a scăpat la început și dacă ne-am făcut treaba bine, la 18 ani, avem timpul înapoi. Și copilul fericit și împlinit cu propria lui viață. Pentru că, de fapt, noi, în a fi părinte, ce căutăm, de fapt? Să ne învățăm copilul să ia decizii atunci când el va fi pe propriile lui picioare. Să-i învățăm pe copiii noștri să zboare cu aripile lor. Nu ne creștem copiii să ne iubească. Nu ne creștem copiii să aibă cine să ne dea o cană cu apă la bătrânețe. Asta e responsabilitatea noastră. Îi creștem pentru ei. Știu că venim din spate cu tot felul de mituri că copiii sunt datori părinților. Cu nimic. Părinții sunt cei care au o responsabilitate, asumată sau nu, față de copii. Dar nimeni nu este dator nimănui. Bun. Și faptul că nu cunoaștem, eu le-am numit legi de creștere a copiilor, să știți că nu ne scutește de consecințe. Este ca atunci ca la monitor oficial, faptul că tu nu cunoști o lege nu te exonerează de responsabilitate. Că știi că nu știi,
lucrurile se întâmplă la fel. Iar chestia asta că n-a avut noroc, că nu știu ce, karma, astea sunt povești. Copiii noștri sunt foarte norocoși pentru că ne au pe noi părinți care venim să facem lucrurile într-o manieră benefică lor. Și benefică și nouă, pentru că, să știți, o relație părinte-copil sănătoasă este o relație în care și lor le e bine cu noi, dar și nouă ne este bine cu ei. Nu merge într-un singur sens. Dar ce înseamnă de fapt acest măreț parenting care se tot vehiculează acum? Nu este decât o bucată de psihologie aplicată. Eu știu că părinții nu sunt psihologi, eu știu că părinții nu au formare în așa ceva, dar să știți că părintele este psihologul de fiecare zi al copilului. Și ca să fie și mai drăguț, este și psihologul lui personal. În fiecare zi este el cu el. Și în orice familie este important să înțelegem un lucru. Pe lângă acea iubire, pe lângă acea, eu știu, relație de respect, acea relație familială, așa cum este ea, avem de-a face cu ființe umane. Indiferent că ne sunt copii, indiferent că ne sunt parteneri de viață, indiferent că ne sunt mame, soacre, rude, habar n-am ce, există relații interumane. Oriunde există relații interumane, există posibilitatea ca acestea să fie, din perspectivă emoțională, corecte sau toxice. De multe ori nici măcar nu știm exact ce și cum, pentru că venim din spate cu un bagaj folcloric în care spunem, păi așa se întâmplă, păi asta este, păi nu este asta. Și nu așa este normal să se întâmple. Dar haideți să vedem împreună ce putem face. Să știți că eu am eliminat din vocabular cuvântul încerc. Pentru mine încerc e așa o chestie în care te întorci într-un cerc la infinit. Și am hotărât să scot acest verb din vocabular. Am reușit să traduc, ca să zic așa, din psihologia dezvoltării copilului și din terapia sistemică de familii 10 reguli pe care vi le dăruiesc cu mare drag în această seară, pentru că eu cred că fiecare din această regulă, măcar poate nu o să o aplicăm din seara asta, nu o să o aplicăm de mâine, dar știm că există și oricând suntem pregătiți, ne putem întoarce să o aplicăm, să le aplicăm. 1. Să nu faci rău cu voie sau fără voie. Consecințele sunt aceleași. Scuzele nu încălzesc la nimic. Deci mai bine citește, informează-te. E acum o chestie, fac ce îmi spune inima. Foarte bine, fă ce spune inima, dar să ai și creierul la tine. Sunt mulți părinți pe care îi aud, așa îmi vine. Nu, copiii nu se cresc după cum ne vine. Se presupune că avem o parte de autocontrol, o parte de discernământ. Știu că uneori și nouă ne e greu, știu că uneori e foarte solicitant, dar dacă nu mai putem, cerem ajutor. Nu este nicio rușine să cerem ajutor. O prietenă, o mamă, o rudă, oricine. Luați-vă o pauză dacă simțiți că nu mai puteți. Nu folosim copiii ca paratrăsnete emoționale. Costul e prea mare și nu se justifică. Avem nevoie să înțelegem că copilul nu este proprietatea noastră. Tu sau noi ca părinte suntem acolo doar să-l învățăm cam cum funcționează lumea asta. Atât. Avem primii ani, după care mai avem câțiva ani de laborator intern în care putem să mai modificăm câte ceva și asta este. Iarăși, a treia lege, mi-a fost greu să știți să le pun așa într-o ordine, pentru că toate sunt cam pe același nivel. Este important să cunoaștem că există o vârstă cronologică, aia pe care o primim când primim CNP-ul, da, cartea de identitate, certificatul de naștere. Există o vârstă biologică
cum ne simțim la anumite momente și etape ale vieții noastre și există o vârstă psihologică. Dacă pentru vârsta biologică și cronologică nu trebuie să faci nimic, crești, hormonii, natura, genetica te ajută. Bine, trebuie să faci ceva, mai mănânci și tu, mai respiri și tu, mai bei puțină apă, deci faci, dar nu e complicat. Pentru vârsta emoțională este nevoie să depui efort. Mulți dintre noi, deși avem o vârstă, avem o înălțime, avem niște dimensiuni, din punct de vedere emoțional, nu suntem mai mari ca cei care îi vedem acum în sală pe acești minunați copii pe care îi avem printre noi. Dar nu știm lucrul ăsta decât în momentul în care ne întâlnim cu proprii noștri copii. Deci, dacă reținem acest aspect că pentru vârsta psihologică avem nevoie să facem ceva diferit, este un mare pas înainte. Iarăși, este foarte important să înțelegem că acțiunile noastre, că sunt verbale sau non-verbale, determină comportamentul copilului. Dacă ceva nu vă place la copiii dumneavoastră, vedeți că dumneavoastră trebuie să schimbați ceva, nu la ei. Ei sunt o consecință a modului în care îi vedem și ne purtăm cu ei. Când spun ne purtăm, mă refer și la modul în care vorbim cu ei sau mai ales la modul în care vorbim cu ei. Dacă cineva este responsabil de climatul nostru familial sănătos, nu copilul este de vină. Părintele este cel care, și mulțumesc Doamnei, este și o vorbă, dacă mama e fericită, toată familia e fericită. Așa că, dragi mămici, lucrăm pentru fericirea noastră, că dacă nouă ne e bine cu noi și celorlalți din jurul nostru le va fi bine cu noi. La următorul element, să știți că nu există copil rău sau copil obraznic. Întotdeauna ceea ce numim noi comportamente nepotrivite sau cu care nu suntem confortabili, este o formă de suferință emoțională a copilului. Ei, cum să zic, e limbajul prin care ei strigă și nu de puține ori, cu ascultam pe doamna doctor puțin mai devreme, boala este un limbaj subtil pentru felul în care vorbesc copiii noștri cu noi. Și nu știu dacă știți, până la 2 ani copilul somatizează stresul. El așa descarcă prin tot felul de apariții și dacă stau și vorbeam cu colega mea puțin mai devreme, dacă stăm să ne uităm că copiii sunt de la vârste din ce în ce mai mici, mai plin de vizite la medic, să spun așa, și tot felul de chestii care nu mai apar, nu mai dispar, tot felul de afecțiuni, asta este un semn că stresul pe care îl trăiesc acești copii ai noștri e prea mare, e prea mult. Și dacă noi ne uităm în societatea pe care o trăim acum și la modul în care noi preluăm în propriile familii stresul, vom avea un mare semn de întrebare și măcar vom ști să mai lăsăm din toate grijile astea ale noastre, uneori nejustificate, uneori induse, uneori cultivate în mod special, pentru că nu ne ajută cu nimic. Mai departe, sunt părinți care au impresia, repet, au impresia că ceilalți sunt responsabili de starea lor de bine. Nu copiii sunt responsabili de starea noastră de bine, ci noi suntem responsabili. Noi suntem responsabili să facem ceva cu noi să ne fie bine. Nu e ușor. Nu e foarte simplu. Da, e ușor să spui, hai, fă ceva să-ți fie bine cu tine, dar tu nu știi că eu am un job nu știu cum, tu nu știi că am rate la bancă, tu știi că eu am 2 copii care nu stau 3 minute locului, tu nu știi că eu am un sos care nu se implică. Cu toate astea, putem reuși să facem în așa fel încât să ne fie
bine nouă cu noi și asta înseamnă creșterea noastră emoțională sau, dacă vreți, dezvoltarea inteligenței emoționale, că tot este acum un concept care, cu care am devenit mult mai familiarizați. Spuneam puțin mai devreme, să știți că copiii nu au nicio datorie față de noi. Multă lume zice, păi da, da, sunt obraznici, nu ascultă, sunt lipsiți de respect. Da, sunt lipsiți de respect pentru că ceea ce facem noi de multe ori nu merită respect. De multe ori îi criticăm, de multe ori îi umilim, de multe, inclusiv supraprotecția, că acum orice chestie a devenit, să nu cadă, să nu se strice, să nu aia, să nu... Este o lipsă de respect la adresa copiilor noștri. Nu le dăm voie să se dezvolte, nu le dăm voie să greșească, nu le dăm voie să crească, pentru că fricile noastre sunt cât casa. Dar du-te și fă ceva cu fricile tale. De ce să le punem în bagajul copilului? Ei sunt absolut admirabili. Numai că noi venim cu o tonă de frici, când ne mai uităm la știrile de la ora 5, mass media, nu știu ce, stăm pe Facebook, unde pe Facebook ăla, Doamne, dacă n-ar exista, cred că ar scade nivelul de anxietate la jumate. Adică, cum să spun, avem tot felul de frici, unele mai conștientizate, unele mai neconștientizate, pe care le punem copiilor noștri oprindu-le creșterea emoțională. Copiii n-au de unde să-și crească încrederea în ei dacă noi nu-i lăsăm să facă lucruri. Dar noi ce facem? Îi ducem cu mașina de colo-colo, îi ducem la locul de joacă unde nu se întâlnesc cu nimic. Deci dacă noi ne uităm corect și cinstică, de asta suntem aici, să vorbim pe bune, tot ce facem este să-i creștem într-o lume care nu există în realitate. Atunci de unde își dezvoltă ei acele soft skills-uri de care vor avea nevoie în viață? De unde vor învăța cum să relaționeze cu ceilalți? De unde vor învăța când să spună nu? De unde vor învăța cum să fie prieten? De unde vor învăța? De unde? De unde? De unde? De niciunde. Ca să nu mai spun că acel timp nestructurat în care să stea fără să facă nimic sau să-i lăsăm să facă ce vor ei, este cea mai sănătoasă metodă ca psihicul lor să se elibereze de stres. Ca psihicul lor să internalizeze experiențele și să le pună în sertărașele de care vor avea nevoie când cresc. Suntem supărați, da, am crescut o generație, nu vezi ce ne simți, sunt ăștia, au 17, 18, 20 de ani, dar ăștia s-au crescut, ăștia, așa, peorativ, ăștia. Dar ei s-au crescut oare singuri? A, noi, nu, societatea, pe bune. Sau până în 10 ani nu-i punem să facă nimic. Aoleu, ați fost în parc? Sigur că ați fost în parc. Eu mă duc în mod special în parc pentru că mi-au teme de casă. Este o aoleală și o văicărea. Nu pune mâna, deci stă pe bancă și minunatul e la un topogan mai încolo și parcă suntem în junglă. Asta facem. Da, e normal ca minunatul să mai și cadă, e normal ca minunatul să mai facă o vânătaie. Asta este exemplu pe care îl dau de ori de câte ori am ocazia, pentru că recunosc, m-a marcat. Nu e traumă, dar m-a marcat. Era o mică cu doi copii extraordinar de... erau frumoși, deci toți trei erau frumoși și frumos îmbrăcați și tot ce trebuie. Și bineînțeles că plouase, păi da, dacă plouă, unde se duc copiii? Ancestral vorbim, ființa umană, pământ și apă, deci unde să te duci decât în nămol, unde-i balta mai mare? Bineînțeles că puștiul tu s-a dus în nămol, maică s-a... Deci când am văzut a fost, Doamne, ca în Tom și Jerry, mai țineți de desenele animate cu pisica care scotea tim-tim-tim. Când a scos laserele și s-a dus și a croit două, eu am rămas efectiv fără replică. Bani simțitule, am dat o grămadă de bani pe hainele și pe pantofite. Frumușico, dar de ce ai scos afară dacă aveai nevoie să fie într-un fel? Dar asta facem.
Asta facem. Lăsați copiii să se joace. Lăsați copiii să se umble în nămol. Lăsați copiii să fie copii. Am ajuns să creștem o generație de roboței, de asta și sensibilitatea lor la factorii externi scade, pentru că nu au proba de practică. Nu îi lăsăm să fie copii. Dar, culmea, le cerem, deci asta mi se pare fascinant, le oferim un model nebun, dar le cerem niște comportamente bune. Cum ar putea cineva să facă chestia asta? Poate începem să ne punem întrebări și să facem diferit. Avem toți, bineînțeles că toți vrem să avem copii fericiți, minunați. Să știți că copiii noștri, ca să fie fericiți, au nevoie să învețe de la noi cum se trăiește fericirea. E, lasă-mă că eu n-am avut așa, n-am fost fericită, n-am avut, dar tu să ai mamă, tu să faci, în tine mi-e speranța. Pe bune! Pe bune! Deci e nevoie să revenim cu picioarele pe pământ. Eu știu că unele chestii nu ne place când ne auzim, dar eu să știți că pot să trăiesc cu asta. Adică mie puteți să-mi spuneți orice vreți, că e regulă. Da? Dar prefer să-mi asum lucrurile astea și să le spunem pe nume, decât mai încolo să spun: păi eu n-am știut, păi eu n-am aflat chestia asta. Pa da, ai aflat-o. Ce faci cu informația? E o altă discuție. Și ăsta am vrut să fie așa ca o chintesență a celor 10 reguli de aur, și anume să știți că nu este suficient să ne iubim copiii. Este mult mai important ca ei să ajungă să simtă că sunt iubiți. Noi pendulăm așa între o permisivitate absolută și o agresivitate, că nu mai putem. Adică, bă, ți-am zis de 10 ori, gata, am și o limită, bang, bang, și ce, te mult, te iubesc, te bat. Normal că te bat, dar e din iubire. E din iubire și să fie clar, este spre binele tău. Pe bune? Doar dacă am luat o razna și nu mai înțeleg cum îmi funcționează mintea. Nu. Deci bătaia, țipetele, maniera asta agresivă în care funcționăm noi în raport cu ei, nu este iubire. Este ce vreți dumneavoastră. Dar să nu-i mai spuneți iubire. Pentru că pe nimeni nu-l bați dacă-l iubești. Pe nimeni nu-l critici dacă-l iubești. Pe nimeni nu-l umilești în public dacă-l iubești. Iubirea înseamnă cu totul și cu totul altceva. Noi vrem să ne reducem disonanța cognitivă, adică starea noastră că știm că facem nașpa. Și procesele de învinovățire după ce am comis-o, și zice, bă, păi n-am putut că tu, din cauza ta. Nu este adevărat. Niciodată nu este din cauza copilului. Și vreau să vă spun că felul în care funcționăm are legătură nu cu comportamentele copiilor noștri, ci cu modul în care mintea noastră interpretează comportamentele lor. Și la nivel neuronal, noi funcționăm, pe scurt așa să spun, foarte conectat. Deci senzorial, vedem, avem niște gânduri automate, de multe ori iraționale, toată lumea trebuie să mă iubească, copilul trebuie să fie cu minte, trebuie să facă numai ce spun eu. Astea sunt la pachet cu emoțiile, mă simt nerespectat. Să știți că dacă de acum înainte veți mai spune că respect egal obediență, să vă mai gândiți. Noi de multe ori vrem de la copii obediența, să facă ce spun eu acum, aici și în felul în care vreau eu. Ăla nu-i respect. Dacă îi veți iubi cu adevărat, veți obține respectul lor. Dar respect înseamnă cu totul și cu totul altceva. Deci avem aceste emoții care ne înfurie, după care trecem la fapte. La fapte descărcăm furia agresiv. Țipăm, urlăm, îi lovim, îi pedepsim. Acum nu-i mai pedepsim, ci aplicăm metoda consecințelor logice naturale. Deci pe scurt îi pedepsim, da? Și asta facem zi de zi, le oferim niște modele, iar în momentul în care se înfurie și ei și vin și se poartă cu noi la fel, la fel, la fel cum ne purtăm cu ei, ne supărăm. Adică eu te-am învățat că așa face un adult,
Da, dar eu sunt mama. Păi cu atât mai mult că tu ești mama, n-ar trebui să faci așa. După care, când el vine, păi tu, mama, m-ai învățat să fac așa? A, păi să nu îndrăznici, te pedepsesc. Asta facem. Ori e momentul să învățăm să facem diferit, pentru că un părinte bun crește încrederea copilului. Un părinte bun știe când să spună nu. Un părinte bun are el în sufletul lui echilibru ca să poată să nu se înfurie pe copil. Un părinte bun nu se gândește la următorul pas, se gândește pe termen lung. Ce fac cu acest copil? Cum cresc acest copil? Asta înseamnă, până la urmă, un părinte bun este un părinte conștient. Un părinte care înțelege că gândurile pe care le are în mintea lui interpretează comportamentele copilului și mai mult nu este obligat să răspundă la niște lucruri care nu-i plac cu alte lucruri pe care le face și nu-i plac. Atunci suntem în regresie emoțională, atunci ne vedem vârsta noastră adevărată. Când suntem one-to-one cu copilul, care pe care. Deci atunci suntem în regresie, câți ani avem nevoie? Asta este. Dar putem să creștem. Când creștem, nu mai țipăm. Când creștem, nu mai simțim nevoie să lovim. Când creștem, nu mai simțim nevoie să criticăm. Și ușor, ușor, practic, creștem. Spuneam mai devreme că parenting-ul este, de fapt, psihologie. Poate este un element de noutate pentru dumneavoastră și psihologia în sine este o știință tinerică, aș putea spune, că la 100 de ani și mai mult, 25 de când a început și ea cu neuroștiințele și cu studii diferite pe mintea, pentru că psihologia studiază mintea și comportamentul uman. Are trei domenii. Primul este de educație și prevenție. Al doilea, pe adaptarea modelelor de excelență și aducerea în viața noastră. Și al treilea are într-adevăr o latură reparatorie. Latură reparatorie care nu înseamnă nimic, nimic altceva. Adică ce, mă duc la psiholog că sunt nebun? Psihologul, dacă aveați aceste așteptări, vi le invalidez. Psihologii lucrează cu oameni normali. Cu oameni care au dezechilibre mentale, lucrează neurologii și psihiatrii. Deci psihologii lucrează cu oameni normali care au un blocaj emoțional sau pur și simplu o situație de viață, nu știu cum să o gestioneze. Practic, ce se întâmplă în latura reparatorie a psihologiei, identificăm niște gânduri care nu mai ai nevoie de ele și pui în loc alte gânduri și alte comportamente care te ajută. Deci este foarte important să punem accent pe latura de educație. Păi dacă noi nu cunoaștem cum funcționează creierul nostru, dacă noi nu cunoaștem mecanismele psihologice implicate, ce educație facem noi? Pe înțelesul tuturor. Da? Și luăm din folclorul popular tot felul de ziceri pe care toate studiile de ultimă oră le infirmă și spunem, păi așa făcea și mama. Sau sunt întrebată, dar ce, doamna psiholog, dumneavoastră ați crescut cu psiholog? N-am crescut, dar mi-aș fi dorit, dacă știam despre ce e vorba, puneam pe maică-mea de la început să facă lucrurile astea. Da, e important să avem niște modele sănătoase despre lume și viață. Și pentru noi și pentru copii. Mă oprești? Nu vreau să fiu lupul rău. Te rog să fii lupul rău, zi-mi. Este, deci pe mine eu aș fi stat și te-aș fi ascultat acolo până mâine dimineață. Mulțumim, Mirela, e fantastic tot ce ai spus. Mie mi-a ridicat 159.000 de semne de întrebare. O să mă duc acasă și o să plâng, o să mă bag sub pat. Nu, te rog să ieși. Asta, eu am vrut să ieși de sub pat, nu să intrăm pe sub pat. O să luăm câteva întrebări, da. Puține, știu că aveți o cârcă de întrebări, că și eu am, dar din păcate timpul e destul de limitat. Eu vreau să te întreb, Mirela, un singur lucru, poate vă mai regăsiți în întrebarea asta cei din sală. Când ne putem schimba? Adică
la ce vârstă a copilului, cât de mare. Eu, de exemplu, dacă, când mă apucă dracii, când ajung în punctul ăla, încep și țip. Mai are vreun, nu neapărat rost, că rost are întotdeauna. Ai înțeles. Deci dacă copilul meu are 9 ani și eu numai încerc să mă educ să nu mai țip, că încerc să fac asta. Excelentă întrebare. Așa, mai are vreun rost dacă n-am început de când eram mic? Deci, dragi părinți, Ioana a pus cea mai minunată întrebare cu putință. Oricând este momentul potrivit să fac lucrurile altfel. Și la orice vârstă a copilului meu, evident e de preferat cu cât e mai mic, dar la orice vârstă eu pot să recuperez nevoile emoționale neîmplinite. Deci oricând este un moment bun, așa că ești de supat, te rog. Mulțumesc! Hai să luăm repede vreo 3 întrebări, așa? Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Și am început cu partea de îndrăgostit. Normal, mi s-ar fi părut. Da, vreau să vă întreb cum aș putea, eu îl încurajez, nu i-am respins ideea, nu i-am interzis să vorbească cu fetele respective, acum sunt două, una e la depărtare, una e mai aproape, așa. Și nu știe așa încă pe care să o aleagă, adică cea una care e departe la bunici și cea care e aici în București. Și nu știe cum, că îi place și de aia și de asta și e un pic bulversat. Cum aș putea eu să-l ajut, pentru că în momentul de față este cu un pic cu capul în nori. Noi suntem și în clasa 5-a și avem un an destul de greu. Și tocmai pentru că nu l-am certat, nu i-am interzis să vorbească sau un pic e aerian și nu se mai ocupă de școală așa cum ar trebui în momentul de față. Ce aș putea să fac? Să-l susțin și să înțeleagă că și școala e școală, îndrăgostitul e îndrăgostit. Adică să nu le amestece în așa fel încât să-l afecteze. Dumneavoastră când ați fost îndrăgostit, așa făceați? Eu aveam 14 ani când m-am îndrăgostit prima dată, recunosc. Deja trecusem de... intrasem la liceu. Cine eram în clasa 5-a, deci... clar. Nu eram la... și atunci aș vrea să-l fac să înțeleagă, să diferențeze într-un fel, să se ocupe, adică să se ocupe și de școală și să uite un pic, că e un pic cam amețit și nu se poate concentra atunci când e nevoie, mai ales pe partea școlară. Și îl afectează asta. Da, degeaba o să explic. Pentru că el emoțional este strict conectat cu experiența îndrăgostirii, după cum toți care am trecut prin această experiență știi că oricum ești aerian. Ce pot să fac diferit este să-i ofer susținerea mea mai, cum să zic, mai adecvată în zona de școală. Adică nu-i spun, băi, nu e în regulă că te-ai îndrăgostit și nu știu ce și mai treci la școală. Pur și simplu sunt acolo și sunt conectată mai mult timp cu el ca să-l pot ajuta. Pentru că experiența de îndrăgostire nu este o experiență cognitivă. Este o experiență de aici și e ca și cum vorbesc singur. Știm asta. Da? Deci de ce pot să fac? Deci cu cât voi da cu pietre în așa zisele domnișoare, să zic așa, nu. Deci ce pot să fac este eu sunt acolo mai atentă la tine, mai atentă la teme, mai facem împreună, mai fără să mă apuc să minimizez partea cealaltă sau să o tratez într-o manieră negativă. Deci negativ, cu cât o tratez mai așa, cu atâta... îl aduc cu picioarele pe pământ făcând acțiuni cu el. E singura cale la momentul ăsta. Pe lângă faptul că este și clasa 5-a, deci am început pubertatea, deci am început ca băieții. Da, sper să vă fie cu folos. Bună seara! Bună seara! Am un băiețel de un an și 5 luni. Să vă trăiască. Și mulțumesc, îl las să facă aproape tot ce își dorește el. Este la faza în care este mașina de spălat, e magic, vrea să învârte toate butoanele, să apese. Nu e nicio problemă, îl las, poate să pornească programele. Problema mea e alta. A descoperit Blender, Chopper, Smoothie Maker, toate au cuțite și sunt periculoase. Uh-huh.
L-am lăsat cel puțin o dată să se joace. I-am explicat că iau, că taie, degeaba că doare. Degeaba explic. Că... Nu. Chestiile care îi pun în pericol siguranța fizică, le pun undeva sus unde el nu ajunge. Adică eu îl las pe el să experimenteze tot ce poate sau tot ce poate să experimenteze într-un mediu de siguranță. Ce nu este în siguranță, el nu are bagajul cognitiv să înțeleagă asta. Până la vârsta de 3 ani, copiii sunt un fel de, sau noi părinții suntem un fel de hard disk extern al lor. Deci ei n-au aparatul cognitiv să înțeleagă. Eu pot să explic oricât, vorbesc singură. Deci ce pot să fac este să ridic sau să iau lucrurile periculoase din orizontul lui de contact. Da, sunt puse în dulapuri sus, toate. Știe exact unde sunt, îmi arată că vrea să-i le da. Plânge după ele, îi explică, o să ți le dau în momentul, o să, nu spun nu se poate, o să ți le dau. Deci o punem întotdeauna pe pozitiv, pentru că mintea noastră pe negativ funcționează. Deci în momentul în care tu i-ai spus nu, e ca și cum l-ai programat ca el să facă ceea ce vrei să nu facă. Așa funcționează mintea noastră, pe pozitiv întotdeauna. Și ca să-și reprezinte negarea, trebuie să treacă în acțional la zona pozitivă. Deci îi spun, ok, lucrurile astea acum ne oprim și o ți le voi da când vei crește mai mare sau când vei avea X ani. Depinde cum vă simțiți dumneavoastră confortabil. Păi și cum pot să-i explic că eu am voie să le folosesc și el nu? Că sunt învățată, deci unele, să lucruri, să facă... unele lucruri nu este nevoie să le explicați, este suficient doar să le faceți. Și vă rog, dragi părinți, nu cădeți în capcana că trebuie să explicăm copilul absolut orice, oricând, oricum. Cu atât mai puțin să ne justificăm. Unele lucruri, ăsta, ANAF-ul vă explică de ce vă ia impozitul pe salariu atâta? Nu. Vă spune, plătiți taxele, da? Despre asta e vorba. Unele lucruri se explică, unele lucruri se pun în practică, la momente de timp diferite. Ok, mulțumesc. Cu drag. Să vă fie cu folos. Bună seara. Bună seara. Rahela Petrescu. Am un copil de 10 ani. Sunt divorțată, fostul soț recăsătorit. Noi suntem toți ok, nu e nicio problemă. Doar că băiețelul meu se poartă urât cu actuala soție a fostului soț. Și aflu lucrurile acestea și îi spun că nu este ok. Copilul meu în timp a început să simtă că nu sunt de partea lui, deși i-am explicat că este spre binele lui să învețe să se comporte în diferitele situații și trebuie să le administreze cum trebuie. Dar îl simt că se îndepărtează puțin de mine și îmi spune mereu, tu nu ești de partea mea, întotdeauna ești de partea celorlalți. Uhum. Care e soluția? Soluția este să-l păstrăm aproape de noi, indiferent cum se poartă el, ușor, ușor să-i punem întrebări. Și ție ți-ar plăcea lucrul ăsta, ce-ai zice dacă eu aș avea un prieten și exact transfer de rol. Cum se poartă el acum, să fie pus într-un rol în care ar fi în oglindă. Dar cel mai important este, dacă nu cumva deja i-ați explicat lucrul ăsta, că indiferent cum ar fi, tatăl lui rămâne tatăl lui forever, eu rămân mama ta forever, iar partenera tatălui tău nu îți ia din iubirea ta. Și nu îți ia din ceea ce ție ți se cuvine afectiv. Indiferent că, da... Și pentru mine nu mai rămâne nimic de unde eu aveam 100% la un moment dat. Da, da. Deci asta este singura cale să îi explicați, să-l faceți să vă împărtășească, s-ar putea să se simtă trist, ar putea să se simtă nedreptățit. Toate lucrurile astea sunt din realitatea lui. Deci indiferent cum ar fi, te înțeleg că ți este greu, te înțeleg că ai vrea mai mult. Nu spun, nu te purta cu doamna X sau... Deci în niciun caz nu-l invalidez, pentru că durerea lui este reală. Și drept dovadă și comportamentul, dar cu cât am să conțin mai mult durerea lui, cu atât o să scadă comportamentul negativ. Trebuie timp. Mult timp. Cu drag, cu drag. Mulțumim mult, Mirela. Și eu vă mulțumesc și încă o dată vă doresc din suflet să fiți niște părinți din ce în ce mai echilibrați și din ce în ce mai conștienți, pentru că chiar merităm să avem și noi o viață de calitate. Și dacă o avem noi, cu siguranță vor avea și copiii noștri. Mulțumesc tare mult!